singură și e tare greu. Nu mai da nici nimeni să fie. Puțin peste 500 de săteni mai trăiesc în Comoara, județul Teleorman. Ajunsă una dintre cele mai sărace zone din țară, regiunea este o dovadă vie a chinului pe care oamenii îl îndură pentru supraviețuire. Bolnavi și fără bani, tanti Peria și soțul ei se uită cu groază spre lunile care urmează. Încă le teamă că nu vor reuși să treacă iarna. Toți banii, oricum puțini, merg pe medicamente, mâncare și lemne, care oricum nu sunt destule. Nu ne ajunge, că dacă vine iarna asta cu zăpada, facem focul până aprilie. Medicamente e 1,5 milion, acum cred că sunt 2. Apă, lumina, lemne. De la o lună la alta vă mai rămâne ceva, da? Nu. Nu. Nu, vine televizorul, vine lumina, omul cumpără lemne și eu iau ce trebuie în casă. Și încă nu mi-ajunge. Dar nu o pensie mai mare, să ne ajute. Oamenii care sunt sărați, oamenii care s-au amărât, să le dea și lor pensie mai mare. Ajutorul primit de pensionari în ianuarie, menit să le completeze veniturile până la 2200 de lei, se evaporă rapid. Am de 10 milioane 200, 2 lei, atâta. Sunt singură și e tare greu. Ce reușiți să cumpărați din pensia asta? Lemne? Pâine, lemne, medicamente, mai ne ajută și copii. Medicamente de inimă și de astea nu le-am mai luat de câteva luni de zile. Acum am și un pui de diabet, am de toate. Nu le-ați mai luat din cauza banilor? Din cauza banilor. Medicamente eu am cam 5 milioane eu, 5 milioane pe lună plătesc mai pensii, mai medicamente. Lemne de foc, se poate scumpe. Doamna din imagini trăiește și ea din pensia minimă. Are noroc că o mai ajută băiatul, dar și el se descurcă greu, cu 3 copii. Cât aveți pensie? 8 milioane. Sunt văduvă de 12 ani de zile. E greu, am 3 nepoți și băiatul atât. Ce să-mi facă băiatul? Păi mă ajută și el, dar nu-i ajunge cu 3 copii, că e mari copiii. Viața merge înainte, sunt cuvintele pe care locuitorii de aici, din comuna Comoara, din județul Teleorman, le aleg în momentul în care sunt întrebați dacă mai pot continua. Sunt recunoscători cu privire la ajutorul primit de la stat în această primă lună a anului, însă spun în același timp că sunt îngroziți când se gândesc că trebuie să se încălzească până în luna aprilie, iar lemnele sunt foarte puține. Pare destinul crunt al acestor zone. Tinerii pleacă pe unde apucă în căutarea unui trai mai bun. Locurile, cândva pline de viață, sunt acum pustii. Puținii bătrâni rămași nu se mai descurcă singuri. Unii au rămas de mult fără nimeni, fără niciun fel de ajutor. Se uită cu speranță către orice mărire a pensiei, orice mic ajutor venit de oriunde. Aproape 1 milion de bunici trăiesc în România din pensia minimă. Numărul lor crește constant în timp ce al tinerilor scade.